Începând cu emisiunea aceasta, facem cunoscut că vom prezenta opiniile noastre legate de pandemia care a lovit întreg pământul. S-ar fi cuvenit poate să oferim și noi aceste comentarii cu ceva timp în urmă, dar chiar dacă o facem cu ceva întârziere, ne nădăjduim să-și aibă efectul scontat. Și înainte de a intra în subiectul propriu-zis, mai facem câteva anunțuri de ordin administrativ. Prima dată vă facem cunoscut că emisiunile noastre se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri, în fiecare zi de la ora 15 la 15.30, iar sâmbătă de la 17 la 17.30. În cadrul emisiunilor de sâmbătă se dezbat, adică se lămuresc, doctrine ortodoxe fundamentale, cu excepția acestuia și a celor care vor mai urma. În al doilea rând, voiam să vă mai fac cunoscut că la încheierea emisiunii acesteia am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Pregătiți-vă astfel uneltele necesare mai din vreme ca să o puteți nota. Și în al treilea rând, vă fac cunoscut că puteți găsi emisiunile acestea ale mele și pe internet. Și ofer site-ul oricui dorește să-l cunoască și îmi face aceasta cunoscut printr-un mesaj de e-mail. Dragii și iubiții mei ascultători, au apărut și continuă să apară tot felul de comentarii stârnite de pandemia aceasta din vremea în care trăim. Căci, într-adevăr, nu e lucru de glumă deloc. Încercăm mai toți să lămurim cele ce se petrec și dăm apoi sfaturi și îndrumări care și cum ne pricepem, fiecare cu rețeta lui. Deși nu aveam de gând să comentez și eu evenimentul acesta, după ce am citit vreo câteva din comentariile altora și am înțeles cumva starea de spirit generală care s-a creat în zilele pe care le trăim, am socotit oportun să-mi fac totuși și eu cunoscută părerea mea. Eu am să fac asta, bineînțeles, în lumina unui text al Sfintei Scripturii. Iar ceea ce m-a încurajat cu atât mai mult la acțiune este un comentariu al preotului Patriciu Vlaicu. Puteți găsi acest comentariu căutând pe YouTube la preot Patriciu Vlaicu spre ce învățături duhovnicești ne poate orienta criza prin care trecem. Ascultați numai primele 12 minute, restul sunt întrebări și răspunsuri. Uitați acum comentariul meu. Toți suntem de acord cu înțelegerea că pământul este făcut, controlat și păzit de puterea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune la Evanghelia cea după Matei, la capitolul 10, la versetul 29, că Dumnezeu este atât de interesat în cele ce se petrec pe pământ, încât, ascultați, nici măcar o vrabie, care este cea mai populară dintre păsări, nici asta nu cade pe pământ fără voia lui. Pricepem noi? Când vedem o vrabie înghețată iarna, zăcând cu piciorușele în sus pe trotuar, să ne gândim că Dumnezeu a scăzut-o din fișa lui de inventar. Așa scrie și eu așa cred. Și dumneata, dacă ești creștin, neapărat ai să crezi la fel. Astfel că, dacă Dumnezeu numără până și vrăbiile care cad moarte la pământ, păi cum să nu fie El implicat în evenimentele care privesc viața oamenilor, făcuți după chipul și asemănarea Lui? Dacă nici chiar o vrabie nu moare fără voia lui Dumnezeu, păi stați puțin, cum s-ar putea să moară o ființă umană fără voia expresă a lui Dumnezeu? Iar dacă mai amintim și textul Sfintei Scripturi de la Apocalipsa, la capitolul 1, la versetul 18, unde Domnul Iisus ni se prezintă ca acela care El are cheile morții, cine ar mai putea crede că omul moare așa la întâmplare pentru că s-ar fi îmbolnăvit de coronavirus?
Cheile morții sunt în posesia Domnului Isus. Oricât de stranii ne-ar apare împrejurările prin care mor oamenii, adevărul este că Isus a descuiat moartea pentru fiecare în parte. Înțelegerea aceasta pe care o avem cu toții, vreau să zic toți aceia care ne numim creștini și care credem Sfânta Scriptură, m-a întărit și mai mult și m-a autorizat să înțeleg că Dumnezeu le face pe toate în vederea unui scop al Lui și, chiar dacă nu înțelegem noi aceasta, este un scop totuși spre binele veșnic al omului. Iar în timpul acesta, exact așa cum gândea și preotul Patriciu, noi oamenii suntem chemați, la rândul nostru, să cugetăm asupra acestui scop urmărit de Dumnezeu. Din nefericire însă, teama de moarte ajunge în cele mai multe cazuri paralizantă până la punctul de a nu ne mai îngădui să ne îndeplinim menirea noastră de oameni și anume să cugetăm la scopul pe care îl urmărește Dumnezeu prin aceste împrejurări. Haideți acum să cugetăm, așa cum ne învață și preotul Patriciu, căutând să aflăm, citez exact spusele Sfinției sale, spre ce învățături duhovnicești ne poate orienta criza prin care trecem. Și vom procede la această cugetare meditând în jurul unui anume text din Sfânta Scriptură. Textul acesta conține două porunci distincte ale lui Dumnezeu, prin care El, Dumnezeu, vrea cu toată siguranța să ne dea o lecție în zilele acestea de grea încercare care au venit peste noi. Versetul cu pricina pe care l-am ales eu este din Psalmul 45 cu versetul 10. Dar eu l-am citat din Biblia lui Cantacuzino de la anul 1688. Asta este prima Biblie românească tradusă integral. Și iată ce citim aici. Lăsați lucrul și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. V-am făcut cunoscut deja că nu intenționam să vin cu vreun comentariu de niciun fel pe tema pandemiei. Dar ceea ce m-a intrigat pe mine din articolele pe care le-am citit pe tema aceasta este faptul că, după părerea mea, se vorbește tot pe alături, dar nu despre motivul în sine. Vreau să arăt deci ceea ce am înțeles și eu că ar fi adevăratul mesaj pe care îl are Dumnezeu de transmis nouă prin această încercare grea care a lovit, pare să întreg pământul. Iar eu am să-mi prezint opinia mea în lumina textului biblic de mai sus care, atât cât pot înțelege eu, se pare a fi cel mai relevant. Versetul acesta, de la Psalmul 45 cu versetul 10, ne arată, cred eu, cât se poate de limpede motivul pentru care ne-a adus Dumnezeu în situația să lăsăm lucrul și să stăm acasă. Căci chiar așa sună porunca lui Dumnezeu de aici. Lăsați lucrul! Este o poruncă. Lăsați un imperativ. Lăsați lucrul! Și după ce ne poruncește să ne lăsăm lucrul, nu ne lasă așa să ne scărpinăm în cap a plictiseală, ci, dimpotrivă, ne dă abitiri de lucru. El ne arată imediat și motivul pentru care ne-a poruncit și ne-a făcut, vrem nu vrem, ne-a făcut să lăsăm lucrul. Și încă ceva. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu spune aici nimic despre pedeapsă, așa cum zic aproape mai toți și creștinii și necreștinii, că ne-a pedepsit Dumnezeu pentru relele noastre. Eu nu cred așa. Porunca lui Dumnezeu din versetul acesta este cât se poate de explicită.
motivul pentru care ne-a făcut să lăsăm lucrul și să stăm cu minței pe la casele noastre este ca noi să ajungem să cunoaștem. Așa sună porunca. Lăsați lucrul și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Dumnezeu nu zice aici, lăsați lucrul și am să vă arăt eu vouă, nemernicilor și neascultătorilor. Nu zice așa, ci zice, lăsați lucrul ca să faceți, să faceți ceva. Și ce anume să faceți? Să tremurați pitiți prin toate ungherele fricii de moarte? Să rămâneți paralizați și îngroziți de frica virusului? Să ascultați toate mesajele pline de groază care sunt pe canalele media în toată lumea? Nu, nici vorbă de așa ceva. Nu asta avem noi de făcut. Cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin acesta din Psalmul 45 la versetul 10, ne spune absolut cu totul altceva. El ne spune să luăm lucrul ca să avem timp să cunoaștem. Bun, și ce anume să cunoaștem? Să cunoaștem câți oameni de pe planetă sunt contaminați cu virusul, câți mor și câți trăiesc? Nu, ci Dumnezeu ne-a dus în condițiile acestea ca să ne mai oprim puțin din goana nebună a alergării și agonisirii lucrurilor pieritoare și ascultați ce vrem să facem. Să cunoaștem că El este Dumnezeu. Oameni buni, asta vrea El de la noi în aceste vremuri. Când a văzut El cum a intrat omenirea în iurușul acesta al alergării ca o mare avalanșă de zăpadă care, odată ce s-a pornit, nimeni și nimic nu mai poate opri, a intervenit El. Și iată, noi care altădată n-aveam timp, cum zice românul, că n-ai timp nici să mori, dintr-o dată ne-am oprit brusc. Adică, stai puțin, ne-a oprit Dumnezeu declanșând acest virus. Și acum avem timp, nu-i așa? Toți avem timp. Dacă înainte nu ne găseam nici măcar 2 minute să citim Sfânta lui Scriptură într-o zi și să medităm asupra ei, dacă înainte n-aveam timp nici măcar duminica pentru 2 ore de slujbă, acum, slavă Domnului, avem timp 7 zile pe săptămână, 24 de ore din 24, nu-i așa? Ei, ce avem de făcut în timpul acesta? Să învățăm. Să învățăm să cunoaștem că Dumnezeul din ceruri, făcătorul la toate câte se văd și nu se văd, El este Dumnezeu. Asta nu știm noi și asta aveam noi de învățat în vremurile acestea. Chiar faptul că nu reușim nici măcar în vremuri ca astea să înțelegem exact ce vrea El de la noi, chiar asta dovedește cu atât mai mult cât de puțin îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. Dar să vă mai mirați când o să mă auziți spunând că, într-un fel oarecare, noi repetăm următorul episod, hazliu, din povestirile lui Nastratin Hodja. Ci că în soarea unei zile și-a chemat el nevasta și-a urmat acest dialog. Femeie, mâine dimineață eu mă scol la ora 3, pun boi la căruță, leg cei 2 vicei pe care-i duc la vânzare, plec de acasă la ora 4, ajung la târg la ora 6 când se crapă de ziua. Măi, bărbate, zise cu sfială femeia, le-i face tu pe asta toate, dacă o vrea Dumnezeu. He, dar apoi tu, femeie, ești, cum se zice, poale lungi și minte scurtă. O vrea Dumnezeu, n-o vrea? Eu, iacă, asta voi face. Și am să vând viței cu atâta preț, am să cumpăr cu tare și cu tare. Măi, bărbate, zise iarăși cam îngrijorată femeia de data asta, mă, dacă o vrea Dumnezeu.
ci-n tot îndruștiu femeia acolo. O vrea Dumnezeu, nu o vrea, eu vând viței, îmi cumpăr cele pe care le am eu în cap, apoi plec din târg la ora 10, iar la prânz să mă aștepți cu mămăriga nici caldă, nici rece, că altfel unde stau picioarele acolo să stea și capul? Bine, bărbate, așa îi face dacă o vrea Dumnezeu. Și după cum știm povestea, Nastratin al nostru a plecat el de acasă la ora hotărâtă. Iar la ora prânzului, soția îl aștepta deja cu mămăriga nici caldă, nici rece. Dar n-a apărut la ora prânzului. Și tot așteptându-l nevasta lui o oră, două, trei și altele mai departe, a tot încălzit mămăriga și s-a tot răcit până a făcut-o că nici porcul nu mai mânca. Dacă a văzut ea așa, târziu noapte a căzut răpusă de oboseală și a dormit de-a binelea. Când colo, cam așa după miezul nopții, a auzit o bătaie în ușă. Da, cine e acolo? Eu sunt nevastă, dacă o vrea Dumnezeu, zise Nastratin cu o voce stinsă. Deschide, că sunt rupt de oboseală și hămesit de foame, să mănânc și eu ceva și să mă culc, dacă o vrea Dumnezeu. Iubiți ascultători, hai să-l lăsăm acum pe Hogea să se odihnească și să-i tehnească mâncarea, dacă o vrea Dumnezeu. Iar noi să prindem la inimă tâlcul povestirii. De când cu democrația asta și-au deschis oamenii tot felul de afaceri pe care le-au folosit fiecare, urmărind cu disperare cât mai mult profit. Dar oare câți dintre aceia care au afaceri au pus și pe Dumnezeu la socoteală, așa cum îl învăța înțeleapta nevastă a lui Hogea pe bărbatul ei nărăvaș? Și chiar dacă nu vrem să o luăm în seamă pe nevasta lui Hogea, să știți, cuvântul lui Dumnezeu ne învață exact același lucru. La epistola lui Iacov, la capitolul 4, la versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu așa ne învață să zicem, dacă va vrea Dumnezeu, vom trăi și vom face asta și aialaltă. Dar oare câți dintre cei care sunt proprietari de firme au întrebat pe Domnul cu privire la voința lui, dacă vrea el, adică dacă va vrea Dumnezeu să facă firma asta sau aceea? Și după ce au făcut-o, câți dintre proprietarii de firme au întrebat pe Dumnezeu cum să lucreze în firmă după voia lui ca adevărați creștini, în mod cinstit și corect, fără să înșele nici pe oameni și nici statul? Adică să-l întrebe pe Dumnezeu dacă și lui îi place să înșele de-a ruptelea în dreapta și în stânga, inclusiv cu dările de stat. Oameni buni, vă amintesc din nou, haideți să nu privim perioada aceasta ca pe o pedeapsă, ci mai degrabă ca pe un semn de bunătate a lui Dumnezeu prin care ne ajută să ne întoarcem la El. Haideți să lăsăm socotelile noastre și să cunoaștem, așa spune Dumnezeu aici, să cunoaștem că Dumnezeu cel de sus este Dumnezeu, cum scrie la psalmul ăsta 45 cu versetul 10. Haideți să cunoaștem acum și să învățăm lecția înțeleptei neveste a lui Nastratin Hogea. Să zice mereu, dacă o vrea Dumnezeu, vom face cu tare și cu tare lucru. Acum am mai putea spune și un alt aspect. Pandemia asta a afectat în general mai mult pe aceia care au firme și, așa cum am spus, sunt cercetați de bunătatea lui Dumnezeu prin pierderile pe care le suferă, cu scopul de a se întoarce la El și a-L pune și pe Dumnezeu la socoteală. Altfel însă, alți proprietari de firmă care au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și și-au deschis afacerea după voia lui Dumnezeu, care au lucrat cinstit ca înaintea lui Dumnezeu, unii dintre aceștia nu au fost afectați. Eu cunosc cazuri din astea în care unii pe care știu că sunt oameni cinstiți, îi cunosc foarte bine, îmi sunt prieteni din copilărie, aceștia nu au pierdut și
nici numai că nu au pierdut, dar au și acum de lucru în continuare ca și înainte. Aici găsesc că e vorba de un principiu pe care Dumnezeu îl folosește și anume răsplătește din plin pe toți aceia care ascultă de poruncile lui și se supun lui. Am spus, e o linie generală cu destul de multe excepții, așa cum Dumnezeu găsește cu cale că este bine să facă. Avem un astfel de exemplu tipic în cartea 3 Regi, capitolul 17. Unul dintre cei mai răi împărați ai lui Israel, Ahab, împărat fiind, ajunse să nu mai aibă ce să mănânce. Dar prorocul Ilie, un om simplu de la țară, care asculta însă de cuvântul Domnului, a fost hrănit în chip miraculos de Dumnezeu într-o pustie, unde mânca grătar de carne proaspătă și pâine caldă dimineața și seara la fel pentru că n-avea frigider și bea apă din pârâu. Secretul lui sta în faptul că asculta de glasul lui Dumnezeu. Am spus și repet, Dumnezeu a adus aceste vremuri peste noi ca să învățăm că El este Dumnezeu. O să vorbim mai la subiect despre asta în episodul următor, dar acum e destul să înțelegem ce avem de făcut în împrejurările în care ne aflăm. Trebuie să lăsăm la o parte știrile înspăimântătoare împrăștiate de mijloacele media cu scopuri rele și să ne îndreptăm spre Dumnezeu, care are pentru noi numai gânduri de pace, gânduri de bine și de fericire. Trebuie să începem să facem un exercițiu de a-L pune și pe Dumnezeu în toate ecuațiile vieții noastre. O fi râs noi de nevasta lui Nastratin, dar de femeia aceasta a dovedit mult mai multă înțelepciune decât oamenii de afaceri care s-au avântat în tot felul de socoteli păcătoase și murdare, fără să-L mai consulte și pe Dumnezeu. Și dacă ei n-au vrut să știe despre Dumnezeu, iată, vrea Dumnezeu să știe acum despre ei. Haideți acum să ne îndreptăm de bunăvoie către Dumnezeu, măcar în vremurile astea, și să cunoaștem că El este Dumnezeu. Iar cui nu-i place de Dumnezeul acesta, să se mute într-un alt univers. Pentru emisiunea viitoare, o să abordăm și comentariul preotului Patriciu Vlaicu, dacă o vrea Dumnezeu, intitulat Spre ce învățături duhovnicești ne poate orienta criza prin care trecem. Eu împărtășesc întru totul și îmbrățișez cu toată bucuria îndemnul preotului acestuia de a încerca să înțelegem spre ce învățături duhovnicești ne poate orienta criza prin care trecem. Și pentru că psalmul acesta arată că Dumnezeu ne-a oprit din alergarea noastră ca să cunoaștem că El este Dumnezeu, haideți să vedem la modul concret cum anume să învățăm această lecție. Cel mai bun exemplu îl avem în felul cum l-a cunoscut Iisus pe Dumnezeu, că este Dumnezeul vieții Lui. Astfel, în împrejurarea în care Iisus a fost ispitit de Satana în pustie, găsim asta la Matei capitolul 4, Iisus îi răspunde Satanei de fiecare dată cu ceea ce este scris în legea lui Dumnezeu. Deși El însuși era Fiul lui Dumnezeu, Iisus nu s-a depărtat cu nimic de la ceea ce era scris în legea lui Dumnezeu. Iată deci ce vrea Dumnezeu de la noi ca noi să învățăm oamenii de azi prin pandemia aceasta. El vrea să ajungem să cunoaștem noi înșine că El este Dumnezeu, exact în felul în care Iisus, Fiul Lui, l-a acceptat ca Dumnezeu al vieții sale umane. În același fel trebuie să învățăm și noi să cunoaștem ce este scris cu cerneală pe paginile Sfintei Scripturi, pentru ca, la fel ca Iisus, să știm cum să ne purtăm în viață. Și vom vorbi noi mai mult în întâlnirea viitoare, dacă o vrea Dumnezeu.
Întorcându-ne la preotul Patriciu, mulțumesc lui Dumnezeu pentru lumina dată Sfinției sale cu privire la ce avem noi de înțeles și ce avem de făcut în vremea de față. Voi vorbi în episodul următor despre asta, în sâmbăta care vine, dacă o vrea Domnul. Mi se potrivește ca o mănușă la ceea ce aveam și eu un gând să scriu pe tema asta. Găsind astfel pe cineva care gândește pe aceeași linie și care își culege temeiurile din Sfintele Scripturi, m-am bucurat și mă bucur din inimă să mă asociez și eu. Ori de câte ori este vorba să fim îndreptați înspre ceea ce scrie Sfânta Scriptură, dacă chiar Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, dacă nici El însuși nu s-a depărtat de ceea ce stă scris, atunci cine ar putea să mai spere să ajungă la locul luminat împreună cu Iisus dacă nu rămâne la Scriptura după care s-a călăuzit Iisus? Haideți deci să folosim bine timpul acesta pe care l-avem de stat acasă, să deschidem Scripturile, să le citim și mai ales să ne deschidem inimile și să le primim. Să ne rugăm, ori de câte ori ne apropiem de Sfânta Scriptură, ca Dumnezeu să ne dea lumina necesară pentru înțelegerea ei și apoi să ne punem vârtos pe citire și meditare.